Jurnalele RTT. Știri la fix. Nu doar brașovenii se protejează împotriva frigului. Stăpânii de animale de companie își îmbracă la fel de bine patrupedele. La temperaturi mult sub minus 20 de grade Celsius, vestimentația pentru căței nu este doar o fiță, ci o colecție de accesorii foarte utile pe gerul de afară. De un tratament de acest fel are parte în perioada asta și Rolly, un cățel care freamătă de nerăbdare de fiecare dată când își vede stăpânul că îi aduce hăinuțele de iarnă. Hai, Rolly! Da, băi, ce nu, da? Hai să ne îmbrăcăm. Hai că-i frig afară, stai. Stai. Hai că-i frig afară. Da. Mergem afară. Așa, să îmbrăcăm cățelușul. Garderoba cățeilor este atât de călduroasă încât patrupedele nu se sinchisesc de frigul iernii și nici nu se dau dusă din zăpadă. Vrei acasă? E frig? Vrei acasă? La fel ca Rolică, sunt și alți căței care ies din casă doar îmbrăcați. Medicii veterinari recomandă acest lucru și spun că de multe ori animalele pot suferi răni destul de grave din cauza frigului. O soluție ar fi cum e la Axi, o bluziță, o poate chiar tricotată de bunica, să zic, da? Frumos pe corpul animalului, dacă e și de lână, ține foarte bine la căldura, nu pierde căldura, energia. Sunt chiar și geci, da? Comercializate, poți să găsești în comerț, care au și polar undeva pe dinăuntru și fâși, da, pe deasupra. Cele mai afectate de ger și zăpadă sunt lăbuțele, care însă pot fi protejate cu diverse creme. Și papuceii sunt o soluție, deși îi incomodează foarte tare la mers pe căței. Fac țurțuri undeva aici la nivelul interdigital. Pentru treaba asta există creme speciale, se pot achiziționa și la noi în clinică. Îl dai pe lăbuță înainte să ieși, un fel de ceară. Da? Și în felul ăsta îl ajută să nu degere. Bine. Aici trebuie clar, cum e cazul lui Axi, trebuie tuns undeva interdigital la frizerie sau chiar în cabinet pentru a elimina acest păr care favorizează formarea țurțurilor. Dacă animalele de companie au de suferit din cauza frigului, comercianții au doar de câștigat. În ultimele zile, brașovenii s-au înghesuit la pet shop-uri pentru a cumpăra hăinuțe și papucei pentru patrupede la prețuri cuprinse între 30 și 80 de lei. Bani la care stăpânii nu se uită când este vorba despre animalul preferat. Avem de la hăinuțe mai legere, croșetate, să zic așa, până la hăinuțe cu glugă, îmblănite, de iarnă. Cel mai des se vând hăinuțele îmblănite, care țin și de căldură și noi ne înfufolim mai mult acum. În următoarea perioadă vom avea parte de un nou val de frig, astfel că ar fi bine să aveți grijă nu numai de dumneavoastră, ci și de animalul de companie. Evacuare masivă pe Bulevardul Victoriei din pricina unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc. În jurul orei 15, trecătorii au sesizat că din gurile de aerisire ale subsolului imobilului instalate pe spațiul verde se degaja un fum gros. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale și au evacuat locatarii de la etajele inferioare, precum și persoanele care se aflau în câteva magazine de la parterul blocului, printre care un supermarket și o bancă. 2 echipaje smurt și personalul de pe o ambulanță au acordat îngrijiri medicale celor care au avut nevoie și au transportat la spital 3 persoane intoxicate cu fum. În subsolul blocului erau garate și mai multe mașini care nu au avut însă de suferit de pe urma flăcărilor. Angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență investighează în prezent cauzele incendiului și încearcă să stabilească dacă flăcările au izbucnit de la materialele depozitate în subsolul blocului sau din garajul subteran. Un om al străzii a ajuns la centrul pentru persoane fără adăpost de pe strada Zizinului cu degerături la ambele picioare. Abia după ce a petrecut o noapte la căldură, bărbatul a constatat dimineață că are răni purulente și că nu mai poate umbla. Angajații centrului l-au igienizat, l-au deparazitat și l-au trimis la spital. Gerul cumplit din ultimele zile au făcut ca imobilul din uzina 2 să-și atingă capacitatea de cazare în paturi pe 2 dintre tipurile de servicii pe care le oferă, adăpost de noapte și adăpost de urgență. În noaptea de miercuri spre joi au noptat în centru 70 de oameni ai străzii, dintre care 50 vin constant la adăpostul de noapte, în timp ce 20 s-au prezentat ori au fost aduși în regim de urgență. În ciuda interdicțiilor din centru, oamenii vin băuți sau consumă alcool chiar în interiorul instituției, unde beneficiază de cazare, un ceai cald, pachetel de hrană rece la micul dejun, dar și de servicii sociale. În acest fel, angajații centrului încearcă să îi determine să vină constant, ca să poată beneficia și de consiliere, de un grup de sprijin, eventual de ajutor în procurarea actelor, care celor mai mulți le lipsesc.
Accidentele petrecerile de pietoni continuă la Brașov. Numărul incidentelor a ajuns în acest an la 4, după ce aseară un alt șofer a lovit o femeie pe zebră. Dacă în primele 3 cazuri accidentele s-au soldat cu decesul victimelor, de data aceasta femeia lovită este în viață. Victima se află însă în stare gravă la spitalul județean, iar medicii spun că doar faptul că este tânără și rezistentă a salvat-o de la moarte. Accidentul a avut loc miercuri seară în jurul orei 22:30 pe calea Făgărașului la trecerea de pietoni din dreptul stației RAT de la gara Bartolomeu. Un șofer în vârstă de 36 de ani care conducea un autoturism cu numere de înmatriculare provizorii a accidentat grav o femeie de 32 de ani care traversa strada regulamentar. Imediat după comiterea accidentului, pe fondul sperieturii, șoferul a fugit de la locul faptei. Polițiștii au dat repede însă de urma lui, l-au contactat telefonic și la miezul nopții acesta era prezent din nou la locul comiterii accidentului. În urma cercetărilor s-a dovedit că numerele de înmatriculare provizorii ale mașinii erau expirate. După accident, bărbatul a părăsit locul faptei. Autoturismul condus de el era matriculat cu numere provizorii, cu autorizația de circulație provizorie expirată în urmă cu o zi. După producerea accidentului am organizat activitățile de căutare ale bărbatului. Acesta a fost identificat după o oră și jumătate. A participat la cercetarea la fața locului. În acest moment, cercetările sunt continuate de polițiștii biroului rutier Brașov sub coordonarea unui procuror de la parchetul de pe lângă judecătorie sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală gravă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul neînmatriculat. Șoferul riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 7 ani. În timp ce foarte mulți profesori părăsesc sistemul de învățământ, alți dascăli fac mari eforturi pentru a ocupa chiar și o fracțiune de normă. Naveta și banii puțini sunt principalele motive pentru care cadrele didactice renunță la catedre. La ședința publică de repartizare a posturilor libere din învățământul brașovean de joi s-au prezentat 4 candidați, deși locuri disponibile erau 11. Unul dintre ei a fost repartizat direct, ceilalți 3 vor susține mai întâi un concurs. Pe amândouă vă repartizăm către cejăraie. Ei se ocupă de organizarea concursului și în funcție de notele pe care le obțineți, ocupați postul de logoped sau postul de consilier. Inspectoratul Școlar Județean a publicat pe site-ul instituției posturile disponibile din această lună și din semestrul al doilea. Sunt libere o normă de învățător de 18 ore la școala primară din Viscri, una de educator cu 25 de ore la grădinița Prichindei din Făgăraș și o alta tot de educator la grădinița Rotbav din Feldioara. Disponibile sunt și 18 ore pentru Catedra de Limba și Literatura Română la școala gimnazială numărul 1 Zărnești și același număr de ore la Liceul Teoretic Mitropolit Ioan Mețianu pentru aceeași materie. Libere sunt și 18 ore pentru postul de învățător la școala gimnazială numărul 2, Codlea. Tot câte 18 ore sunt disponibile în școlile gimnaziale de la Racoș și Codlea, prin Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. La școala gimnazială numărul 25, Brașov, este nevoie de acoperirea a 8 ore de limba engleză. Alte 10 ore de engleză sunt libere la școala gimnazială din Ghimbav, iar 8 ore de tehnologie, informației și comunicării sunt disponibile la Liceul Teoretic Petru Rareș Feldioara. Astăzi s-au prezentat 4 candidați. Nu s-a pus problema departajării, fiindcă fiecare a fost repartizat pe ce a dorit. Am avut o variantă largă de posturi, largă pentru momentul în care ne aflăm. Au fost 11 posturi publicate pentru ocupare. Posturile rămase neocupate vor fi publicate din nou și reprogramate pentru următoarea ședință publică. Cei mai mulți profesori au ocupat catedrele de la începutul anului. Sunt însă și cazuri în care postul nu mai este disponibil sau dascălii vor să schimbe școala în care predau. Este și cazul lui Răzvan, care până acum a făcut naveta între Brașov și Făgăraș. Căutam un post neapărat pe liceu, pentru că eu iubesc literatura, sincer să fiu, și pe lângă asta eu acum ocupam un post în Făgăraș și era mult prea departe și am preferat un liceu din Zărnești. Pentru că aveam deja examenul de titularizare luat cu peste 7, am master, am ambele niveluri ale modulului pedagogic și a fost suficient. Cei aflați la început de drum își doresc să ocupe posturi chiar și cu fracțiuni de normă. Andreea va face naveta de la Sighișoara la Racoș și va pierde ore bune pe drum. Chiar mi-am dorit să intru în sistem, orice experiență contează, chiar așa am considerat, chiar dacă o să fac naveta foarte multe ore, dar îmi convine. Fiind debutant, sper că fiecare bonus contează, dar poate că după ce o să intru în sistem și voi depinde mai multe nevoi, să consider că sunt prea puțin bani. Deși pasiunea pentru predat îi ține încă pe mulți profesori în școlile din județ, lipsa banilor îi determină pe cei mai mulți să se profileze sau să părăsească România.
Deputatul PNL Maria Grecea este singurul parlamentar brașovean care a făcut parte din delegația Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării, care s-a deplasat în Norvegia pentru a discuta cazul familiei Bodnariu. Parlamentarii români au luat parte la întâlniri cu omologilor din Parlamentul norvegian, cu membrii ai guvernului, dar și cu reprezentanți ai protecției copilului din Norvegia. În urma acestor discuții, familia Bodnariu a reușit în sfârșit să afle situația în care se află cei 5 minori ridicați de către autoritățile norvegiene, din care a reușit să vorbească la telefon doar cu doi dintre copii. Cei doi părinți au reușit să discute cu fetele lor câte 10 minute, însă de ceilalți trei copii nu mai știu nimic. Totul a început după ce fata cea mare, în vârstă de 10 ani, a reclamat că a fost lovită de părinți, însă acum, la telefon, a repetat mereu că este dor de aceștia. Tot mai mulți români reclamă statul norvegian că le răpește copiii și că nu au puterea de a-i ține în sânul familiei. Specialiștii români spun că aceste practici nu sunt normale și că, dacă aceste cazuri ar fi avut loc în țara noastră, primele care ar fi fost contactate ar fi fost rudele. Comisia Parlamentară Română de Investigare, plecată în Norvegia, a primit asigurări că familia Bodnariu va putea în maximum o săptămână să afle și situația celorlalți copii care au fost dați spre adopție către diverse familii norvegiene. Atenție la telefoanele anonime pe care le primiți. Escrocii sună în general persoane vârstnice, de obicei pe telefoanele fixe, și se dau drept polițiști. După ce le câștigă încrederea, le solicită date personale ale rudelor apropiate, de multe ori ale celor plecați în străinătate. După un timp îi sună pe aceștia pentru a-i minți că rudele din România au avut un accident rutier și că au nevoie foarte repede de bani. Infractorii își motivează apelul telefonic spunând că realizează un sondaj de opinie sau au nevoie de date în vederea aplicării votului prin corespondență. Date cu privire la rudele aflate în străinătate, unde se află acele persoane, vârsta lor, domiciliile lor, iar aceste date pot fi folosite ulterior în momentul când victimele sunt abordate cu privire la presupusele accidente produse de acestea. De-a lungul timpului, poliția a mai făcut campanii de prevenire a acestor infracțiuni. Deși sunt foarte frecvente, brașovenii mărturisesc că sunt prudenți atunci când vine vorba de telefoane de la străini sau de dat bani oamenilor pe care nu îi cunosc. Prima dată n-aș crede. Și după aceea aș cerea niște amănunte. Și dacă sunt în stare să vă ofere niște amănunte? Amănunte, da. Da, amănunte legate de acest accident. Unde, când, cum, cu ce mașină? Mai întâi aș contacta persoana respectivă, fiică mea sau bărbată mea, și să fiu sigură dacă s-a întâmplat așa ceva. Sau aș suna la spital sau la salvare sau unde, ca să fiu sigură dacă interna cineva cu accident grav. Banii nu se dau așa pe telefon. Nu, v-ar spune să-i puneți într-un cont sau v-ar zice că vine cineva să-i ia. Niciun caz, nu. Nu. Pentru că eu sunt pensionar și pensia mea e folosită așa, în mod chipzuit. V-ați gândit, de exemplu, să obțineți mai multe informații de la persoana respectivă în ideea în care să declarați ulterior la poliție ceea ce știți? Da? Da. Bineînțeles că aș vrea să știu mai multe de la ce el. Ce l-ați întrebat, de exemplu? De unde îl cunoaște pe fiul meu, cum a luat legătura cu el, de unde îmi cunoaște numărul de telefon. Infractorii au și alte metode de a afla datele de identificare ale persoanelor pe care le vizează. Aceștia nu dau mereu telefoane, mai află informații și de la vecini sau de la cunoscuți. Oamenii legii vă sfătui să nu vorbiți cu necunoscuți, să nu dați bani persoanelor pe care nu le cunoașteți, iar în cazul în care vi se pare suspect faptul că cineva are nevoie de informații de la dumneavoastră, să sunați de urgență la numărul 112. Încă un dosar penal pentru bărbatul care a accidentat o gravidă pe o trecere de pieton din Cristian. Soțul Iuliei Ganea, tânăra accidentată anul trecut, îl acuză pe șoferul din Cristian de vătămare corporală. Pe numele lui Liviu Neculiceiu s-a deschis încă un dosar penal la parchetul judecătoriei Brașov sub aspectul infracțiunii de vătămare corporală. Neculiceiu a fost deja trimis în judecată într-un alt dosar după ce copilul Iuliei Ganea, adus pe lume prin cezariană imediat după accident, a decedat la maternitatea Brașov. Neculiceiu a și fost condamnat în primă instanță la 2 ani și 3 luni cu suspendare în dosarul penal sub acuzația de vătămare a fătului. În acest caz s-a declarat recurs. În prezent, Iulia este internată într-o clinică din Sibiu și se pregătește pentru o nouă intervenție chirurgicală. După operație, femeia ar putea pleca la tratament în Franța sau în Anglia.
PNL susține în continuare alegerea primarilor din două tururi de scrutin. Doar așa, cred liberalii, viitorii primari vor avea reprezentativitate. Deși PNL a votat modificările la legea alegerilor locale anul trecut, liberalii susțin că au votat legea în ansamblul ei și că întotdeauna au vrut ca primarii să fie aleși din două tururi de scrutin. Guvernul Cioloș a refuzat să schimbe legea prin ordonanță de urgență, așa cum a cerut PNL, invocând lipsa de legitimitate politică. Președintele Curții Constituționale a României, judecătorul Constantin Zegrean, a precizat că alegerea edililor în două tururi nu ar fi o problemă de constituționalitate, pentru că în Constituție nu se prevede că alegerile se fac într-unul sau în două tururi de scrutin. Un cuplu de leoparzi de zăpadă vor fi următorii chiriași ai grădinii zoologice din Brașov. Anul trecut, conducerea zoo și anunța intenția de a achiziționa un exemplar de irbis. Acum însă, împreună cu Asociația Europeană a Acvariilor și Grădinilor Zoologice, a luat decizia de a aduce două exemplare. Reprezentanții Parcului Zoologic din Noua lucrează în prezent, sub îndrumarea oficialilor Asociației Europene, la proiectarea și amenajarea unui parc pentru găzduirea leoparzilor de zăpadă. Până la sosirea celor două exemplare, câțiva angajați de la zoo, care se ocupă de felinele mari, vor trece printr-un stadiu de pregătire. Irbisul este o felină originară din regiunile muntoase înalte ale Asiei Centrale, extrem de greu de surprins în sălbăticie. Peste 900.000 de turiști la Brașov în primele 11 luni ale anului trecut. Cifra este cu 15% mai mare față de aceeași perioadă a anului 2014. Cei mai mulți turiști sunt români, însă anul trecut a crescut și numărul turiștilor străini. Peste 150.000 de persoane din afara țării au vizitat Brașovul și împrejurimile anul trecut. Cei mai mulți au venit din Germania și Israel, dar și din Polonia, Statele Unite ale Americii, Albania, Italia, Marea Britanie sau Franța. Tot mai mulți turiști aleg să-și petreacă nopțile la Brașov. Numărul nopțărilor a urcat cu multe procente. Peste 65% dintre turiști preferă hotelurile de 3 și 4 stele. Restul aleg pensiuni turistice sau agroturistice. După ce va finaliza de analizat și datele pentru luna decembrie, Direcția Județeană de Statistică va anunța cel mai probabil peste 1 milion de turiști la Brașov în anul 2015. Aflată pe locul 8 în Liga Secundă, la numai o jumătate de an de la înființare, Colțea Brașov găzduiește pentru prima dată un turneu de futsal. Sâmbătă și duminică, brașovenii vor putea vedea numai puțin de 10 meciuri, dintre care două cu formația gazdă pe parchetul sălii sporturilor Dumitru Popescu Colibaș. La echipa brașoveană au sosit și trei nume noi, Paul Isac, Sabin Dârstaru și Gabriel Bunduc, iar Radu Burciu, fostul component al echipei Design Construct, este noul antrenor. Mă bucur pentru oferta care mi-au făcut-o de a antrena și echipa mare și acești copii. Încercăm împreună să facem lucruri cât mai bune pentru futsal. Eu am lucrat cu unul dintre cei mai buni antrenori din lume, Tino Perez, la futsal, când jucam la Design Construct, cu care încă țin legătura. Acum suntem pe locul 8, sper să urcăm cât mai mult în clasament, în acest retur, în Cupa României, să ajungem să jucăm cu echipe de primă ligă. Etapele a 11-a și a 12-a se vor disputa sâmbătă și duminică la Brașov după următorul program. Sâmbătă, etapa 11-a, de la ora 14, ASE Inter Gheorgheni, Blue Angel Cristian Brașov. De la 15:30, Imperial Wet, Protineret Sighișoara. De la 17, Colțea 1920 Brașov, United 2 Galați. De la 18:30, Futsal Ceahlăul Piatra Neamț, Fortius 2014. Și de la ora 20, Luceafărul Buzău Bucovina Vicov. Duminică, în etapa 12-a, se vor înfrunta de la ora 10, United 2 Galați, Futsal Ceahlăul Piatra Neamț, de la ora 11:30, Bucovina Vicov, ASE Inter Gheorgheni. De la ora 13 joacă Fortius 2014 împotriva celor de la Imperial Wet. De la 14:30, Protineret Sighișoara cu Luceafărul Buzău și de la ora 16, Blue Angel Cristian Brașov, Colțea 1920 Brașov. Olimpicele vor merge la Cluj doar cu jumătate de echipă. Trei dintre titulare sunt accidentate, astfel că antrenorul Dan Calancea va utiliza foarte probabil pentru prima dată o sportivă de numai 15 ani, Maria Ferrariu, din primul minut. Biliana Peșović și Gabi Irimia sunt accidentate, în timp ce Ana Ferrariu are examene de susținut. Cu toate acestea, Olimpia a demonstrat și la Galați că poate juca la același nivel cu adversarele chiar și atunci când Dan Calancea trimite în teren sportive care au evoluat mai puțin în acest campionat. Meciul de la Cluj se anunță însă mult mai dificil decât cel de la Galați.
Pe lângă faptul că Olimpia a reușit să învingă în tur doar după prelungiri, de atunci formația de sub feleac s-a întărit cu 3 jucătoare de valoare. Ne așteaptă un joc foarte greu în deplasarea de la Cluj. În primul rând că nu vor face deplasarea Gabi, Irimia și Pesovic și Ana Ferrariu. Sunt 3 absențe foarte, foarte, foarte importante. Basketbalistele de sub Tâmpa și-au asigurat locul secund la final de sezon regulat, fapt care le oferă încredere chiar și pentru o partidă dificilă precum cea de la Cluj. Ne așteaptă un meci dificil, mai ales că ne lipsesc 2 jucătoare foarte importante, plus încă una care lipsește de câteva meciuri. Ne dorim să facem un joc bun, mai ales că ne-am antrenat bine săptămâna aceasta. Meciul de la Cluj se va desfășura sâmbătă de la ora 19, după care Olimpia va juca săptămâna următoare ultimele 2 partide din sezonul regulat pe teren propriu. Jurnalele RTT. Știri la fix.